În această săptămână, Alexandra este în centrul atenției. Noua concurentă din Casa Iubirii susține că este hotărâtă să-și recucerească fostul iubit, însă fetele și băieții sunt de părere că aceasta nu își mai dorește relație cu Gagea. Robi spune: Alexandra, tu ai venit să-l recucerești, acum ai așteptări ca el să facă ceva, iar el își cere scuze. Gagea spune: vrea să vadă, pentru că dacă nu vede niciun interes în mine, ce rost mai are? Rob spune: eu am văzut zero sentimente, zero emoție. Zici că a mai fost. Zici că toată viața ei a stat aici. La Casa Iubirii, niciun concurent nu crede în sentimentele lor, iar cea care răbufnește și îi pune la punct pe Alexandra și Gagea este chiar Rebecca. Rebecca spune: sunteți șterși și nu transmiteți nimic. Între timp, Robert are o discuție cu Gagea între patru ochi, în care îi mărturisește că nu are încredere în Alexandra. Robert spune: din punctul meu de vedere, ea a venit aici să te pună șahmat. Nu zic că nu te iubește, te iubește, dar a venit aici. Julia spune: pare că îl forțează pe el să fie cu ea. Săptămâna continuă în același registru în Casa Iubirii. Concurenții vor avea parte de o atmosferă tensionată și plină de momente surprinzătoare, deoarece băieții și fetele fac acuzații dure la adresa Alexandrei. Venirea controversată a Alexandrei a stârnit multe reacții în mediul online. Unii dintre internauți o critică pentru decizia sa, în vreme ce alții o apreciază pentru curaj. Mai mult, la scurt timp după ce a devenit concurentă în Casa Iubirii, imagini cu Alexandra din trecut au apărut pe internet. Fotografiile respective, realizate în urmă cu 9 ani, au luat pe toată lumea prin surprindere, asta pentru că fosta iubită a lui Gagea nu arăta deloc ca în prezent. De-a lungul timpului, bruneta a apelat la mai multe schimbări la nivel fizic. Și-a schimbat forma spâncenelor și pare că a apelat și la acidul hialuronic pentru a avea buzele mai voluminoase. Totuși, în ceea ce privește podoaba capilară, Alexandra a decis să-și păstreze părul lung și brunet chiar și după atât de mult timp. Alexandra, fosta iubită a lui Gagea, a venit pe neașteptate în Casa Iubirii, spre surprinderea tuturor concurenților. Bruneta este decisă să-l recucerească pe fostul iubit și nu a uitat să-și expună intențiile încă de la prima sa apariție în emisiunea televizată. Intrarea Alexandrei în Casa Iubirii l-a făcut pe Gagea să aibă un șoc, căci concurentul nu se aștepta să-și revadă fosta iubită într-un astfel de context. Imediat după ce a făcut cunoștință cu restul concurenților, bruneta a povestit că vrea să mai dea o șansă relației sale cu Gagea și să încerce să-l recucerească. În ceea ce privește despărțirea dintre ei, Alexandra a susținut că nu au avut mari certuri. Însă a recunoscut că ea era cea dificilă din relație. Urmează gala din 9 iunie la Casa Iubirii. A fost o săptămână grea cu multe evenimente și momente scandaloase, dar se pare că scandalagiul va primi cecul de favorit al publicului ca și o răsplată. Așadar, favoritul publicului acesta fiind Cosmin. Cosmin primește cecul de 5.000 de lei în această duminică. Cosmin deține al treilea cec din acest sezon și cu siguranță vor mai urma multe altele. Se pare că staful dorește să mențină un echilibru și pentru mai mult suspans, premiul de favorit este împărțit. Deoarece a fost mult scandal când Radu a câștigat mai bine de 3 sferturi din cecuri. Cecurile sunt împărțite ba lui Robert, ba lui Patrick sau uneori lui Cosmin. Pe locul 1 cu 7.000 de euro câștigați din premii este Robert. Pe locul 2 cu 5.000 de euro câștigați din premii este Patrick. Pe locul 3 cu 2.000 de euro câștigați din premii este Cosmin. Din nou nu vor fi eliminări nici în această duminică. Din informațiile primite în prealabil, pe parcursul acestor săptămâni vor urma să revină concurenți vechi ai emisiunii. Încă nu se știe cu exactitate cine. Însă printre numele unora se spune că Mihaela ar fi unul dintre concurenții care vor reveni.
deja staful i-a propus și au stabilit anumiți termeni. Cine este Alexandra, noua concurentă din Casa Iubirii? Alexandra lucrează în prezent ca agent de asigurări și înmatriculări auto, o carieră care îi oferă stabilitate și independență. Este absolventă a Facultății de Bioinginerie a Resurselor Animaliere și deține două masterate, unul în biotehnologii sustenabile și altul în siguranța, securitatea alimentară și sănătate publică. Bruneta a decis să se înscrie în Casa Iubirii pentru Gagea, fostul ei iubit. Alexandra este o fire ambițioasă și determinată. Motiv pentru care vrea să-l recucerească pe tânăr, Rebecca nu-i deloc impresionată de Alexandra. Tânăra susține că ar fi văzut o altă fată lângă Gagea. Nu e genul meu de fată. Îmi închipuiam o fată blondă, cu ochii verzi, albaștri, așa aș fi văzut lângă Gagea, a declarat Rebecca. Alexandra și Ilie au avut o relație tumultuoasă, marcată de mai multe despărțiri și împăcări. Noua concurentă a mărturisit că unul dintre motivele despărțirii este chiar atitudinea ei. Bruneta recunoaște că dificultățile din relația lor au fost adesea cauzate de impulsivitatea și încăpățânarea ei. Nu s-a întâmplat ceva anume care să ne facă să ne despărțim, dar în timp s-au creat tot felul de mici certuri. Eu sunt o fire destul de posesivă, care pe el l-a cam deranjat, a declarat Alexandra, noua concurentă din Casa Iubirii. Alexandra nici nu a pășit bine în Casa Iubirii și a dat toată lumea peste cap lui Ilie Gagea. Tânărul nu a mai rezistat și a părăsit platoul emisiunii. Acesta s-a retras în grădina Casa Iubirii, unde a izbucnit în lacrimi. Cu toate acestea, Alexandra este de părere că aceste obstacole pot fi depășite și că îl poate recuceri pe bărbat. De asemenea, băieții din cadrul emisiunii sunt convinși că Gagea încă are sentimente puternice pentru fosta lui iubită. Larisa Groza s-a numărat printre cele mai susținute concurente din Casa Iubirii, însă parcursul său a ajuns la final în urmă cu două luni, atunci când a fost eliminată. Fosta concurentă se bucură de viață în afara competiției, ba chiar recent s-a afișat în compania unui bărbat, dând de înțeles că și-a găsit jumătatea la scurt timp după ce a anunțat că are o dragoste secretă. După cum chiar ea a numit-o în mediul online, Larisa a mai aruncat o bombă noaptea trecută. Șatena le-a povestit urmăritorilor ei din mediul online că se mărită. Fosta concurentă a mărturisit că a participat la o nuntă, unde ea a fost cea care a prins buchetul miresei. Ceea ce înseamnă, conform obiceiului, că Larisa va fi următoarea care va merge în fața altarului. Vreau să știți că am prins buchetul. Adică m-am mărit, a scris Larisa pe Instagram. Larisa și Patrick erau extrem de apropiați pe vremea când Șatena se afla încă în Casa Iubirii, ba chiar au discutat de mai multe ori despre posibilitatea de a forma o relație. Totuși, cei doi nu au ajuns niciodată să trăiască o poveste de dragoste. După ce a părăsit competiția, Larisa a vorbit despre Patrick și a mărturisit că a evitat să formeze un cuplu cu el tocmai pentru că nu avea încredere în sentimentele lui și nici nu credea că este genul de femeie de care concurentul s-ar îndrăgosti. Eu nu mă văd genul de femeie pentru Patrick. Deși îmi plăcea, anumite lucruri din comportamentul lui nu mă făceau pe mine să cred că e genul pe care eu îl caut. Intuiția mea îmi spunea că nu va fi bine. Nu regret că nu l-am cunoscut mai mult. Nu aveam încredere că eu chiar sunt genul lui și nu credeam că el chiar mă place pe mine. Aveam impresia că la un moment dat o să-și dea seama de chestia asta și o să mă facă să sufăr. Nu mi-aș fi dorit să lupte mai mult. Patricia cred că este genul lui Patrick. Din cât am reușit să îl analizez pe Patrick, el își dorește o femeie mult mai matură, a dezvăluit Larisa la Culisele Iubirii. Șoc pentru Gagea. Fosta lui iubită a venit să-l recucerească, a venit să-l recupereze pe fostul ei iubit, exclamă Julia, băieții devin curioși în ceea ce o privește pe fosta parteneră a colegului lor, astfel că ajung să vorbească despre cum se comporta Gagea în relația cu tânăra, pe scările mult prea bine știute de băieții din casă, o femeie misterioasă își face apariția. Este vorba de fosta iubită a lui Gagea, despre care știm că a iubit-o foarte mult. În momentul în care își vede fosta iubire în fața ochilor, Gagea nu poate să exprime decât șoc și confuzie, bună.
sunt cadoul tău, spune fosta iubită a lui Gagea, atunci când ajunge în fața lui. Instant ochii lui Gagea se umplu de lacrimi, astfel că fosta lui parteneră îl întreabă dacă se simte ok. Nu înțeleg, spune Gagea, cu ochii în lacrimi, fetele din Casa Iubirii rămân mască atunci când o văd pe fosta iubită a lui Gagea în emisiune, iar extazul nu întârzie să apară. Nu mi-a lipsit nimic, chiar a fost foarte ok cu mine, spune fosta iubită a lui Gagea. În timp ce concurenții stau la povești cu frumoasa brunetă, Gagea decide că trebuie să meargă în grădină deoarece se